Fiecare hotărâre pe care o luăm depinde foarte mult de împrejurările în care ne găsim. Sunt hotărâri pe care nu le luăm pentru totdeauna. Uneori ar trebui ca hotărârile să fie finale. De cele mai multe ori, unele hotărâri însă se schimbă, pentru că noi suntem oameni instabili. Există însă un timp peste care nu se poate trece, un timp care este, putem să-l numim, timpul de final, în care se stabilește ultima hotărâre. Dacă am ști când este timpul vieții noastre de a lua ultima decizie, cu siguranță că am analizat foarte bine momentul, ne-am pregătit pentru ultima decizie. Desigur că nici n-ar fi prea ușor să știm că este ultima decizie, pentru că poate apărea gândul, dacă o greșesc. Oamenii au nevoie de timp să se gândească, să hotărască, au nevoie de cunoștințe ca să poată să analizeze și să hotărască dacă este decizia finală sau dacă încă se mai pot gândi. Pentru relația noastră cu Dumnezeu, în legătură cu viața veșnică, de fapt, fiecare om va fi pus într-o situație de care va depinde veșnicia. Repet, nu știu dacă ar fi mai bine dacă am cunoaște momentul acela. Și nu întotdeauna îl știm. Oricum ar fi, deciziile pe care le luăm fiecare zi ne orientează spre un anumit sens al vieții. Și aceasta poate să fie o obișnuință, să ne hotărâm după ce am analizat și am ales bine. În Apocalipsa 14, versetele 14 și 15. Apoi m-am uitat și iată un nor alb. Pe nor cedea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Dumnezeu le-a vorbit întotdeauna copiilor săi, oferindu-le toate adevărurile relevante de care aveau nevoie pentru a le auzi, pentru a le cunoaște, și care erau corespunzătoare la vremea respectivă. De la avertizările cu privire la potop, prima venire a Domnului Isus, judecata de cercetare sau judecata de dinainte a revenirii Domnului Isus, până la cele legate de evenimentele dinainte de revenirea Domnului Hristos, pe toate acestea Dumnezeu le-a spus oamenilor din vremea aceea. În zilele noastre, El a trimis lumii și poporului său o solie specială care să vină în întâmpinarea nevoilor pentru momentul acela de final. El descrie acest mesaj ca fiind purtat de trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului. Au o solie urgentă pentru întreaga lume, pentru zilele din urmă. Cele trei solii îngerești sunt ultimul mesaj de îndurare a lui Isus. Sunt o chemare care ne cere să ne credem în neprihănirea lui Isus pentru a fi îndreptățiți, sfințiți și la finalul timpului să fim îmbrăcați în slavă. Însă, la fel ca întotdeauna, noi trebuie să-L alegem pe Hristos, să ne predăm Lui și să-L ascultăm. Alegerile pe care le facem acum vor avea într-adevăr un impact asupra alegerilor pe care le facem în criza finală care ne stă în față. De aceea, acum este timpul să ne pregătim pentru ultima hotărâre finală. În legătură cu aceste mesaje specifice timpului din urmă, aceste solii, aceste mesaje ale lui Dumnezeu sunt cunoscute de către cercetătorii Bibliei sub numele de cele trei solii îngerești. Aceste solii reprezintă, în primul rând, înștiințarea oamenilor de către Dumnezeu asupra faptului că a venit vremea sfârșitului.
că a început sfârșitul. Atunci când vorbim despre sfârșit, în concepția lui Dumnezeu, nu reprezintă o clipă, un moment, ci este o perioadă suficient de lungă pentru sfârșit, pentru încheiere. Cu alte cuvinte, înțelegerea pe care trebuie să o avem atunci când studiem Biblia despre sfârșit, trebuie să știm că nu se referă la un moment, la un act, la un eveniment, ci la o perioadă pregătitoare de încheierea lucrurilor. Aceasta mi se pare o dovadă în plus a dragostei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dorește să încheie într-o clipă, ci dorește să încheie dând timp, lăsând suficient timp pentru oameni, pentru ca să analizeze, să cunoască și să hotărască în final așa cum consideră ei că este bine. Altfel spus, Dumnezeu dă suficiente dovezi oamenilor în perioada în care ei trăiesc pentru ca hotărârea finală să nu se ia în mod pripit, ci să se ia în cunoștință de cauză. Va veni o zi când fiecare ființă omenească de pe pământ va lua decizia finală, irevocabilă, adică decizia care nu se mai poate schimba, decizie care înseamnă de a fi de partea lui Isus sau împotriva lui Isus. Mesajul cărții Apocalipsa despre neprihănirea lui Isus care ne izbăvește de plata păcatului, de stăpânirea lui asupra vieții noastre, va răsuna din nou și din nou pe întregul pământ. Care este promisiunea pe care Iisus a făcut-o cu privire la răspândirea mondială a Evangheliei chiar înainte de revenirea sa? Este foarte bine cunoscut textul din Matei, capitolul 24, cu versetul 14. Domnul Iisus a zis, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită, adică vestită, în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Iisus a fost întrebat de către ucenici, care sunt semnele venirii tale? Care este semnul sfârșitului? Domnul Iisus a dat câteva elemente legate de perioada de sfârșit. Războaie, boli, cutremure, răzvrătiri, ateism. Dar a concluzionat într-un mod cu totul și cu totul deosebit față de celelalte semne, că finalul va fi prevestit într-un mod foarte clar și pe înțelesul oricui. Atunci când Evanghelia înseamnă vestea bună a păcii între Dumnezeu și om. Când vestea aceasta bună va fi cunoscută de către toți oamenii de pe fața pământului, atunci, cum spune Domnul Iisus, va veni sfârșitul. În Apocalipsa 14, cu versetul 6, este prezentată prima solie îngerească, care are o foarte strânsă legătură cu ceea ce a spus Domnul Iisus în Matei. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. În mod foarte ușor de înțeles, este legătura în care Domnul Iisus spune care va fi ultimul semn al sfârșitului și Apocalipsa care ne reconfirmă că lucrul acesta este în planul lui Dumnezeu. Făgăduința lui Iisus că Evanghelia aceasta împărăției va fi vestită în toată lumea își găsește împlinirea finală în mesajul lui Hristos pentru zilele din urmă. Acest mesaj pe care l-am citit din Apocalipsa 14 spune că Evanghelia aceasta va fi proclamată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Adică la toată lumea, tuturor neamurilor. În contextul revenirii în curând a Domnului Iisus,
Mântuitorul a spus că va veni o vreme când se va da un decret cosmic. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, adică curat. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Acest moment este cunoscut ca fiind închiderea Harului. Când Harul s-a închis, când Domnul Iisus a încheiat lucrarea de mare preot, când Domnul Iisus va ieși din templu, din sanctuarul din ceruri, atunci nimeni nu va mai putea să ia vreo decizie, nimeni nu va putea să ia o hotărâre, pentru că nu are cine să-i o confirme, ci nu mai are cine să-l poată ajuta să o ducă la îndeplinire, pentru că Harul s-a sfârșit. Cu privire la timpul acela de har. Deci una este sfârșitul lumii, una este sfârșitul pământului și cu totul altceva este atunci când vorbim de sfârșitul harului, de încheierea harului. Domnul Iisus nu va schimba caracterul. Lucrarea de transformare trebuie să fie făcută acum, în timpul sfârșitului. Trăirea noastră de zi cu zi ne hotărăște soarta. Există foarte mulți oameni care încearcă să îl slujească și pe Dumnezeu și să slujească și păcatului. Sunt mulți oameni care cred că atunci când vor simți că vine finalul, că se apropie de moarte, atunci când își vor da seama, spune ei, de revenirea Domnului Iisus și vor vedea că sunt semne, și când îl vor vedea pe Domnul, ei vor trece de partea lui. Lucrul acesta nu este corect. Ce ar însemna să trăiești toată viața păcătos și când îl vezi pe Domnul Iisus să spui, Doamne, acum vreau să fiu al Tău. Nu se poate lucrul acesta. Pentru că dacă trăiești o viață plină de păcat și ai fi luat la cer, în ceruri, vei încerca să faci aceleași păcate. Dacă ai fost un hoț și o să spui când îl vezi pe Domnul Iisus, gata, mă schimb și nu mai fur niciodată, ce se va întâmpla cu tine când vei merge în ceruri și când vei vedea noul paradis, bogățiile, frumusețile pe care Domnul le dă tuturor oamenilor? Ce se va întâmpla cu un hoț, de pildă, dacă ar fi în cer și ar vedea stelele sclipitoare, diamantele, din coroanele sfinților. Nu așa că ar încerca să le fure pe toate? Și lucrul acesta n-ar fi potrivit pentru cer. De aceea, astăzi este timpul schimbării caracterului. Când Domnul Iisus vine, nu vine ca să schimbe pe oameni, nici nu vine ca să-i pedepsească. Domnul Iisus, a doua oară, vine cu un singur scop. Acela de a-i lua pe cei mântuiți și a-i duce pentru 1000 de ani în ceruri, ca un bonus, ca o vacanță, ca un premiu special. Este ceva ceea ce Dumnezeu în înțelepciunea lui și în bunătatea lui a pregătit. Iar atunci când Domnul Iisus va veni, nu mai este timp de schimbare, pentru că harul a fost închis de mult, pentru că decizia finală oamenii au luat-o înainte de încheierea harului. Și decretul acela cosmic pe care l-am citit, cine este drept să rămână drept, cine este păcătos să păcătuiască mai departe, decretul acela nu mai poate fi irevocabil, pentru că nimeni nu mai poate să solicite schimbarea. Și dacă este un lucru extrem de serios, nu mai există a doua șansă. Unii încearcă să vorbească despre a doua șansă, că Dumnezeu în bunătatea Lui, după 1000 de ani, le va mai da o șansă. Nu, pentru că harul s-a încheiat. Sfânta Scriptură ne vorbește despre un nume pe care Domnul Iisus avea plăcere să îl rostească cu privire la el. Se identifica cu un nume pe care nimeni altcineva nu i l-a adresat, cel puțin dintre oameni.
lui, Domnul Iisus, îi plăcea să își spună Fiul omului. Apocalipsa 14 cu versetul 14 ne spune: m-am uitat și iată un nor alb, pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului, pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. De 82 de ori în cele patru evanghelii se găsește repetat termenul Fiul omului, pe care doar Domnul Iisus îl rostește cu privire la sine. Era un titlu preferat. El l-a folosit ca o expresie a dorințelor sale să se identifice în mod deplin cu oamenii. El este un Mântuitor care ne înțelege, care a experimentat aceleași ispite ca și noi, care a trecut prin aceleași încercări. El este Fiul omului care să se întoarcă să ne aducă acasă. Interesant că Biblia spune că revenirea Domnului Iisus va fi ca un fiu al omului. Noi îl vom vedea pe Domnul Iisus nu ca un Dumnezeu înverșunat, nu ca un Dumnezeu la care nu te poți uita, ci ca un fiu al omului, cu imaginea umană pe care Domnul Iisus a păstrat-o după învierea sa și cu care s-a urcat la cer, și imagine pe care o va păstra în veșnicie. Dumnezeu Fiul va păstra chipul de om, vizibil pentru toți cei mântuiți, pentru totdeauna în veșnicie. Ce va face Iisus, Fiul omului, în conformitate cu profețiile din Evanghelia după Matei? În primul rând, atunci când Fiul omului are să vină în slava Tatălui, cu îngerii săi, Domnul va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Răsplătirea aceasta se referă doar la cei care sunt mântuiți. În Matei 24, cu versetul 27, se face o precizare, o precizare cu privire la revenirea Domnului. Biblia vorbește foarte clar. În Matei 24, Domnul Iisus spune lucrul acesta și dacă știe cineva cum va fi revenirea, acel cineva este Domnul Iisus. Auziți cum spune: cum este fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci, vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Acest lucru ne ajută să înțelegem că revenirea Domnului Iisus nu va fi secretă. Ce este secret într-un fulger? Ce este secret atunci când Domnul Iisus va reveni și va fi văzut de toți oamenii? Semințiile pământului îl vor vedea. Cele care vor boci sunt cei păcătoși. În sensul acesta, Domnul Iisus mai are o activitate atunci când va veni. Matei 25 cu versetul 31 și 32. Când va veni Fiul omului în slavă, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. În pasajele acestea, noi observăm câteva elemente foarte, foarte importante. Mai întâi, Iisus, Fiul omului, vine în slavă cu îngerii săi. Nu vine singur, ci vine însoțit de către îngeri. Nu în același fel s-a ridicat Domnul Iisus după ce a înviat. Îngerii care au stat lângă apostolii, care priveau spre cer, cum Domnul Iisus se înalță spre ei, se înalță de la ei, îngerii aceia au spus: în același fel în care îl vedeți urcând la cer, adică însoțit de îngeri, în mod vizibil, așa cum îl vedeți, așa se va întoarce Fiul omului, adică tot însoțit de îngeri și tot văzut. Vă rog,
Nu acceptați învățătura nebiblică a unei răpiri secrete. Apostolul Pavel vorbește în 1 Tesaloniceni despre noi, cei care vom fi vii, vom fi răpiți împreună cu ei. Răpirea aceasta are mai degrabă sensul de neprevăzut, de surpriză, nu de ascuns. Vom fi răpiți împreună cu cei care vor fi înviați, în sensul că vom fi smulși din atmosfera aceasta a Pământului și întâlnirea cu Domnul Iisus va fi în văzduh, nu va fi pe pământ, nu va fi nici în cer. Cei mântuiți se întâlnesc cu Domnul Iisus în văzduh și El îi conduce pe cei mântuiți în cer. Iisus va separa oile de capre. Separarea aceasta, sigur că este într-o exprimare metaforică, dar sugerează ideea de judecată. Toți aceia care spun că legea a fost desființată trebuie să gândească că dacă nu există o lege, nu are loc o judecată, pentru că orice judecată are la bază o lege. Și dacă există o judecată, atunci soarta popoarelor, soarta omenirii va fi hotărâtă pentru veșnicie. Deși este Dumnezeu, Domnul Hristos a devenit unul dintre noi, la fel ca noi, dar spre deosebire de noi, El nu a păcătuit niciodată. Este o speranță deosebită să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu este în mod special pentru noi, oferta Lui. Și mai ales faptul că Domnul Iisus a păstrat natura umană. În sensul acesta știe luptele pe care le ai, știe singurătatea ta. Ca urmare îți poate da biruința dacă îi o ceri, dacă ai credință în El, dacă îl lași să te iubească, dacă îl lași să te învețe ce vrea El să înveți prin singurătatea în care te găsești. Poate că ți-ai pus încrederea prea mult în prieteni, poate că ți-ai pus încrederea prea mult în oameni și pentru El nu ai avut timp. Singurătatea, poate de care suferi acum, nu este altceva decât timpul pe care Dumnezeu ți-l oferă ca să-L cunoști pe El, să iei legătura cu El, să te întâlnești cu El. Și normal, dacă vei relaționa cu El, nu vei mai fi singur. De când așteaptă El lucrul acesta? Sunt câteva versete pe care le vom citi și le vom analiza. În Apocalipsa 14 cu 14, m-am uitat și iată un nor alb, pe nor ședea cineva care semăna cu fiul al omului, pe cap o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. În Faptele Apostolilor, este ceea ce aminteam puțin mai devreme, înălțarea Domnului Iisus. Pe când ucenicii se uitau la El, s-a înălțat de la cer și un nor l-a ascuns în ochii lor. Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați Galilei, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând. Nu așa că înălțarea la cer a Domnului Iisus nu a fost un secret? Toți cei care doreau să-L vadă, trebuiau să meargă cu El. Și dacă îngerii au spus, cum îl vedeți, așa El va reveni, înseamnă că nu este nimic secret în revenirea Domnului. Profetul Daniel, în Vechiul Testament, are aceeași denumire pentru Dumnezeu Fiul. În Daniel, capitolul 7, câteva versete, mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada, părul capului lui era ca niște lână curată. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata, s-au deschis cărțile. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile. A fost adus înaintea lui.
I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele. Dacă observați un lucru, sunt două personaje în viziunea aceasta. Unul dintre personaje nu este descris, nu are o imagine cuprinzătoare și înțeleasă pentru noi. Dar al doilea personaj este descris ca un fiu al omului și imediat ne imaginăm un om. Dumnezeu Tatăl nu este descris în natura lui cum arată. Sunt niște elemente care nu ne fac să înțelegem un portret, un chip, în timp ce Domnul Isus este imaginat și este descris ca un fiu al omului. Acest lucru ne arată existența unui moment al judecății. Și judecata aceasta este pe baza celor 10 porunci. Indiferent dacă le accept sau nu, judecata se face pe baza acestor porunci. Ce folosește unui judecător dacă te condamnă pentru că ai furat, iar tu spui, eu nu știam că în lege scrie să nu furi? Este justificarea aceasta, dacă n-ai știut, nu te învinovățește? Ioan îl descrie pe Domnul Iisus ca un fiu al omului, pe cap o cunună de aur, în mână o secera ascuțită. Cuvântul pentru cunună este Stefanos, o cunună a învingătorului. Când un sportiv câștiga o competiție importantă, primea o Stefanos, o cunună de onoare, glorie și victorie. Iisus a purtat cândva o cunună de spini, simbolizând rușinea și batjocura. A fost cândva disprețuit și părăsit de oameni. A fost batjocorit, ridiculizat, scuipat, bătut și biciuit. Dar acum, el poartă o cunună de slavă și se întoarce, de data aceasta, ca rege al regilor, ca domn al domnilor. Iată alte două texte pe care le putem compara. Apocalipsa 14 cu versetul 15. Un înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și secera, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. El a zis, cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că este treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. În mod foarte interesant, Apocalipsa surprinde momentul în care un înger vine în prezența lui Dumnezeu în slava templului. Îngerul spune, a sosit timpul, secerișul este copt. În Noul Testament, Iisus folosește în mod repetat ilustrații din agricultură. De cele mai multe ori, el folosește simbolul secerișului copt pentru a ilustra creșterea seminței Evangheliei în viețile celor din poporul său. Încolțirea seminței reprezintă începutul vieții spirituale, iar dezvoltarea, creșterea plantei, este o frumoasă ilustrare a creșterii creștine. Ca și în natură, tot la fel se prezintă lucrurile și în viața spirituală. Nu poate fi viață fără creștere. Planta trebuie să crească sau să moară. Lucrul acesta este important pentru noi. Pentru că dacă ar fi să ne comparăm trăirea vieții noastre cu ceea ce eram înainte, s-ar putea ca rezultatul să nu fie foarte încurajator. Poate că ne bucurăm în sensul că avem mai multe cunoștințe despre Biblie. Poate că am citit Biblia de mai multe ori. Poate că am auzit mai multe predici, poate că am învățat mai multe cântări. Poate că nu mai facem păcatele acelea pe care nu ne place să le bate ceilalți. Dar lucrul acesta este sigur ceea ce puteam să devenim?
din atâta timp de când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Acesta este nivelul la care noi am ajuns. Puteam să ajungem mai mult. Ce s-ar întâmpla dacă un copil, un elev este în clasa 8-a și el se bucură pentru că știe să scrie, știe să desfacă în silabe un cuvânt, dar nu știe tabla înălțirii și el este clasa 8-a. S-ar putea întâmpla ca un creștin să fie în situația aceasta. Pentru că dacă credința ta nu te face să îți transformi caracterul, dacă astăzi nu ești mai bun decât ieri, dacă anul acesta nu renunți la păcatele din anul trecut, dacă săptămâna aceasta faci aceleași păcate pe care le-ai făcut și săptămâna trecută, unde este creșterea? Unde este dezvoltarea? Credința este asemenea mersului pe bicicletă. Cineva care merge pe bicicletă trebuie să pedaleze mereu. Câtă vreme vei pedala, tu îți vei menține echilibrul. Dar când nu mai pedalezi, bicicleta va avea un timp inerție și va merge. Dar când nu mai are viteză, ce se va întâmpla cu tine dacă ești pe bicicletă și nu pedalezi? Vei cădea. Același lucru se întâmplă în credință. Căderile în fața păcatului îți spun că tu nu ai crescut, că tu nu ți-ai dezvoltat un caracter suficient. În fiecare etapă a dezvoltării noastre, viața noastră spirituală poate să fie desăvârșită. Sfințirea vieții, adică transformarea, schimbarea vieții, este lucrarea unei vieți întregi. Pe măsură ce ocaziile oferite nouă se înmulțesc, sfințirea se dezvoltă și experiența noastră, cunoștința noastră, va crește. Vreau să fac însă o precizare. Este foarte deosebit modul în care este creștere și în care este dezvoltare. Una este creșterea și alta este dezvoltarea. Un fir de grâu crește și poate să ajungă până la 60, 70 de centimetri, 80 de centimetri înălțime. El crește. El crește și are frunzele. El crește și se ridică paiul. El crește și își formează spicul. El crește și își formează și popițele. Din momentul acesta, creșterea se oprește. Începe dezvoltarea. Și dezvoltarea înseamnă maturizarea bobițelor în spic. Un creștin începe să crească cunoscând texte din Biblie, cunoscând cântări, cunoscând poruncile, cunoscându-L pe Domnul Iisus și crește, și crește. Dar dacă este doar creștere, doar cunoaștere, doar teorie și în viața lui nu este nicio aplicație. Dacă spui aceleași minciuni, dacă ai aceleași pofte, dar și știi și texte, știi și să cânți, știi și să predici, dacă spui la alții aceleași lucruri, dar caracterul tău nu este schimbat, viața ta va fi asemenea unui fir de grâu care nu are niciun bob. Un fir de grâu și ștav, care nu are decât pleavă, care nu este decât paie. Și paiele au două direcții. Sunt arse de foc sau sunt mâncate de animale. Grâul, bobul de grâu, se pune în hambarul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, ceea ce noi discutăm astăzi este hotărârea finală pe care trebuie să o ai ca să se dezvolte în caracterul tău, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșie, facerea de bine, blândețe, înfrânarea poftelor. Dacă în viața unui creștin nu se văd urme de realizare
acestor elemente înseamnă că el este doar în creștere. Și când se va spune cine este drept să rămână drept, cine este păcătos să rămână păcătos, lucrurile nu se mai pot schimba. Omul care doar crește, doar acumulează, nu se va dezvolta din cauza faptului că el își împarte energia în două. Să și cunoască teoretic Biblia, dar să-și și satisfacă sufletul în păcate, în pofte, în obișnuințe. Și lucrul acesta este dăunător. Dumnezeu dorește să ia caracterul tău transformat. Dezvoltarea caracterului se realizează doar în urma deciziei proprii. Și acum este timpul ca odată cu creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu să accepți ca Duhul Sfânt să-ți transforme, adică să te dezvolte, să dezvolte în tine un gând nou, să dezvolte în tine obișnuințe noi, să dezvolte în tine dorinți noi. Altfel, vei fi doar un creștin înalt, frumos, ca și smochinul neroditor. Smochinul acela creștea doar frunze, dar el nu accepta dezvoltarea. El nu dorea să facă rod. Știți ce s-a întâmplat cu el? A doua zi, de la cercetarea Domnului Iisus, de la judecata Domnului Iisus, de la vizita Domnului Iisus către el, smochinul acela era uscat. În Apocalipsa 14 sunt două recolte. O recoltă este a grânelor aurii. Aceasta îi reprezintă pe cei neprihăniți, pe cei mântuiți. Dar este și recolta strugurilor însângerați. Aceasta îi reprezintă pe cei nedrepți, pe cei pierduți. Interesant, în același timp, ambele recolte sunt coapte. Îngerul strigă celui care este pe nor, cel care are cununa de aur pe cap și secera în mâini. Secerișul este copt, ambele. Și lanul de grâu și via cu struguri. Fiecare sămânță a ajuns la maturitate. Este în Apocalipsa 14 expresia teascul cel mare al mâniei. Teascul este folosit pentru zdrobirea strugurilor. Știți că Sfânta Scriptură vorbește despre un om care aduna grâul și îl bătea în teasc. Amestecul acesta este destul de interesant. De ce Gedeon aduna grâul și îl bătea în teasc? De ce amesteca grâul cu locul în care strugurii se zdrobesc? Din cauza faptului că ei nu erau liberi. Din cauza faptului că aveau alt stăpân, erau sub madianiți. Madianiții veneau și le șefuiau recoltele, le luau tot ceea ce este mai bun. Ei nu se puteau bucura de roade. Dumnezeu le dădea binecuvântarea ploii și a soarelui. Ei munceau, dar madianiții se revărsau ca lăcustele și le adunau recolta. Lucrul acesta ne vorbește într-un mod extrem de interesant de inclinația oamenilor de a amesteca lucrurile. Oameni care cunosc Biblia, dar care sunt robii păcatului, amestecă grâul în teasc. Este timpul unei hotărâri finale. Este timpul ca să facem deosebire între ceea ce este al lui Dumnezeu și ceea ce nu este al lui Dumnezeu. Este timpul când să te hotărăști dacă îi aparții lui Dumnezeu în totul totului tot. Sau, dacă nu cumva, păcatul este stăpânul tău. Vine vremea când fiecare sămânță a ajuns la vremea secerișului. Când tot ceea ce este în inima mea și în inima ta, în inima fiecărui om, se dezvoltă și arată caracterul, dezvoltarea unei semințe. Înseamnă formarea caracterului. Grâul
și strugurii sunt coți. Poporul lui Dumnezeu descoperă universului harul, compasiunea, mila și dragostea lui Dumnezeu. Copiii celui rău descoperă lăcomia, pofta, ura și gelozia. Un grup de oameni care sunt credincioși lui Dumnezeu vor să arate și să dea pe față caracterul lui Iisus. Celălalt grup arată caracterul lui Satan. Tu din ce grup faci parte? Ce văd oamenii privindu-te? Pe cine descoperă oamenii auzindu-te cum vorbești? Universul va vedea în poporul lui Dumnezeu o descoperire a neprihănirii pe care poate nu a văzut-o nicio generație înaintea lor. În contrast cu neprihănirea Domnului Iisus, descoperită în poporul său, universul va vedea rezultatele complete ale răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Stricăciunea, răul, păcatul, nelegiuirea, toate vor fi arătate clar oamenilor și îngerilor. Contrastul dintre bine și rău, dintre ascultare și neascultare, va fi evident pentru întregul univers, atât pentru oameni, cât și pentru îngeri. Acum, oamenii pot să creadă că slujesc la doi stăpâni, dar va veni o decizie, va veni un moment în care inclinația ta va fi hotărârea finală, obișnuința ta, pe cine iubești mai mult, cu cine petreci mai mult timp, cu Dumnezeu sau cu plăcerile vieții. Toate acestea te vor marca, îți vor maturiza caracterul. Și nu vei putea să-l mai schimbi niciodată. Este o lege a naturii intelectuale și spirituale, aceea că privirea, prin privire, suntem schimbați. Ceea ce privim are un efect transformator al vieții noastre. Mintea se adaptează întotdeauna treptat la subiectele asupra cărora îi se îngăduie să zăbovească. Mintea este obișnuită și absorbită de ceea ce în mod obișnuit iubește și respectă. Și oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu spun că dacă te gândești numai la necazuri, vei ajunge dezamăgit, vei intra în depresie. Dacă te vei gândi numai la nenorocirile care ar putea să ți se întâmple, vei fi un om nefericit, nu se vei mai bucura și vei vedea în tot ceea ce se întâmplă oamenii în țară. Dacă vei citi însă Scriptura, dacă îl vei cunoaște pe Domnul Iisus și te vei apropia de El, dacă vei face din Iisus prietenul tău, sfătuitorul tău, Dumnezeul tău, mântuitorul tău, atunci mintea ta se va ocupa în permanență cu înțelegerea corectă, clară și profundă a acestui mântuitor, acestui Dumnezeu apărător de care ai nevoie de fiecare dată. Ai grijă la ceea ce privești. Dacă privești numai necazurile, dacă privești numai nenorocirile, dacă nu privești într-o zi și darul lui Dumnezeu pentru tine, faptul că te-ai trezit dimineață, faptul că ai avut ce să mănânci, faptul că nu ești în spital, faptul că nu ești în temniță, faptul că încă trăiești, nu este acesta darul lui Dumnezeu pentru tine? Măcar pentru atât ar trebui să uiți pentru o clipă supărările, oftările, dezamăgirile, disperarea. Și ai putea să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Mintea se adaptează la subiectele asupra cărora îi se îngăduie să zăbovească. Omul nu se va ridica niciodată mai sus decât modelul lui de curățire, de bunătate sau de adevăr. Dacă eu este idealul lui, niciodată nu va atinge altul mai înalt. Mai degrabă se va cobori continuu, din ce în ce mai mult. Imaginați-vă un om egoist care nu trăiește decât pentru sine, să aibă mai mult. Niciodată nu va putea să depășească starea aceasta. Există însă har și numai harul lui Dumnezeu are putere să îl înalțe pe om. Lăsat în puterea lui, drumul pe care omul egoist îl parcurge va fi în mod inevitabil în jos,
din ce în ce mai jos, mai degradat. În mod subtil, aproape imperceptibil, la început, caracterele și personalitățile noastre se schimbă în funcție de semințele pe care le semănăm în mintea noastră. Dacă semeni semințe bune, vei aduce roade bune. Dacă dimineață începi ziua cu scriptura și nu cu cafeaua, atunci gândurile tale vor fi umplute. Ai la cine să te gândești, îl vei descoperi pe Dumnezeu în întâmplările zilei, în ispitele, în necazurile, în dezamăgirile vieții, vei fi împreună cu El. Dar dacă semințele în care în fiecare dimineață le semeni în mintea ta, prin ceea ce vezi la televizor, prin ceea ce citești, prin ceea ce urmărești pe telefon, dacă semințele acestea sunt rele, vei aduce un caracter rău pe care îl secera din mâna Fiului Omului, o va distruge. Dacă semănăm indiferență față de Dumnezeu, față de valorile și prioritățile spirituale, atunci vom culege fructele indiferenței, apatie, un sentiment de deșertăciune și frustrare în viața noastră spirituală. De aceea cei care gândesc, oh, știu că într-o zi va veni persecuția finală, știu că va veni semnul fiarei, știu toate celelalte lucruri și când le voi vedea, atunci voi face ce trebuie. Cei care gândesc așa, aleg o cale periculoasă, pentru că sunt unele lucruri la care nu te gândești. Și aici sunt plăcerile care nu pleacă cu ușurință, pentru că realizează deja obiceiurile nepotrivite în viața ta. Și mai trebuie să iei în seamă împietrirea inimii. Când te împietrești împotrivindu-te lui Dumnezeu, zi de zi, argumentând că ți-a plăcut, că n-ai fost atent, că au mai fost și alții, alegi o cale periculoasă. Atunci când motivezi păcatul, de fapt îl aperi, îl strângi la pieptul tău, ca pe un șarpe pe care îl încălzești și îl te va otrăvi. Dumnezeu ne cheamă astăzi, dar nu după răsarea nopții, nici la miezul nopții. Dumnezeu ne cheamă în clipa aceasta. Ne cheamă să-i predăm viața noastră. De multă vreme ne cheamă, nu-i așa? Nu este prima dată acum. De ce nu i-am dat încă viața noastră? Poate pentru că am fost ocupați. I-am promis poate mai târziu. Și încă nu s-a întâmplat. Apocalipsa 3 cu versetul 20 arată tabloul în care Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă Iisus mai stă încă la ușă și bate, înseamnă că El este încă afară, pentru că tu îl ții afară. Câtă vreme îl vei mai lăsa să bată la ușa inimii tale? Câtă vreme îl vei amâna? De ce nu l-ai primit încă? Dintr-un singur motiv. Pentru că în inima ta este altcineva și nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă cineva amână să răspundă Duhului Sfânt atunci când simte că trebuie să facă lucrul acesta, dacă simți că așa ar trebui să faci, cât de multă vreme așa ar trebui să faci, cu cât amâni mai mult răspunsul la Duhul Sfânt, cu atât îți împietrești inima mai tare, până când într-o zi vei fi dispus să te lași păcălit de păcat și vei crede minciunile celui rău. Vestea bună este că astăzi, atunci când auzim aceste cuvinte, harul încă mai este valabil. Domnul Iisus încă mai bate la inima ta și Duhul Sfânt încă mijlocește cu suspine negrăite. Lasă-L, lasă-L să-ți crească cunoștințele despre Domnul Iisus, dar lasă să-ți și dezvolte caracterul asemenea Mântuitorului.
Alege astăzi. Fă astăzi hotărârea finală. Pentru că cine știe ce se va întâmpla mâine? Duhul Sfânt așteaptă. Mijlocește pentru tine. Răspunde așa cum dorește El de multă vreme.